Bună seara și bun găsit la Un Pont pe zi, emisiunea care vă oferă inspirație și în același timp informații prețioase la pariurile sportive. Am început o săptămână pe care am așteptat-o cu nerăbdare atât amară de vreme și aș putea spune în vremuri atât de amare, pentru că în urmă cu vreo două luni nu mă gândeam că practic mă voi bucura atât de mult când voi auzi din nou cum cineva lovește cu piciorul într-o minge, dar cam asta s-a întâmplat, asta mi s-a întâmplat ieri și cu siguranță ne pregătim de revenirea fotbalului la viață, a fotbalului adevărat. Deja tot mai multe campionate și-au reluat sau se pregătesc să-și rea din nou activitatea cursurilor. Firesc, Bundesliga este campionatul de top care practic se pune iarăși în mișcare la sfârșitul acestei săptămâni, de aceea marcăm această zi, această primă ediție în această săptămână de Un Pont pe zi cu ponturi și cote speciale din Bundesliga. O să începem să ne reîncălzim pentru fotbalul care ne va pune iarăși, sângele în mișcare începând din acest weekend. O să vorbim și despre ce s-a întâmplat în weekend, pentru că au fost foarte multe ponturi reușite, un procentaj de peste 50%, dar am prins cote, unele dintre ele fabuloase, o cotă de peste 4, două bilete ale weekendului au fost câștigătoare, la fel și o super cotă a zilei, deci avem suficiente motive de a discuta în această seară despre fotbal și nu numai, împreună cu prietenul nostru Alex Iurcău. Salutare Alex, bine revenit! Te salut Bogdan și bine te-am găsit după acest weekend foarte ocupat. Bună seara, stimați telespectatori! Da, Alex, spuneam că a fost un weekend pentru mine cel puțin foarte plăcut, pentru că am auzit sunetul fotbalului, pentru că ăsta este sunetul care ne cam lipsea, sunetul, mirosul, cam acea senzație pe care n-am mai trăit-o, n-am mai experimentat-o de mai bine de două luni și nu credeam că ne va produce, sau cel puțin mie, atâția fiori plăcuți, practic, așa cum mi s-a întâmplat ieri. Am auzit prin vecini cum niște copii dădeau pur și simplu cu piciorul în minge în apropiere și acele zgomote, acele strigăte din timpul jocului pur și simplu m-au făcut să mă gândesc, domne, începe iarăși treaba, deci e de bine. E foarte, foarte curios că spui asta, Bogdan, pentru că și eu am resimțit același lucru în weekend. O mulțime de copii pe afară simțind acum și părinților relaxarea acestei izolări la domiciliu, foarte mulți copii pe străzi și am auzit câteva mingi lovindu-se de perete. Eu stăteam în casă și mă gândeam, aoleu, abia aștept să-i văd iarăși la lucru pe Mainz, pe Paderborn și mai știu eu ce, nu m-aș fi gândit că aș fi și eu la fel de entuziasmat de astfel de partide, dar pe lângă reluarea Germaniei, a Bundesligii, de care toată lumea deja a aflat, veștile foarte bune vin și din alte campionate din Europa, pentru că s-au stabilit niște date oficiale de reluare. În Cehia se vorbește despre 25 mai, deci iată, în mai puțin de două săptămâni. În Elveția avem 8 iunie, insulele Feroe au început deja. În Islanda 20 iunie, Muntenegru 1 iunie, Polonia 29 mai, Portugalia 30 mai. Deci iată, sunt multe campionate care în circa 2-3 săptămâni vor fi înapoi în ofertele caselor de pariuri. Da, am văzut chiar astăzi o știre și pe The Guardian, cum că fotbalul în Anglia, în Premier League mai ales, se va relua în luna iunie. Nu este încă o dată, să spunem, confirmată, dar luna iunie este dată ca începutul lunii iunie, o dată la care să se reia campionatul din Anglia. Bun, păi Alex, hai să vorbim întâi pentru telespectatorii noștri care deja încep să ne scrie pe pagina noastră de Facebook Un Pont pe zi. Uite, sunt mesaje de la Gabriel care ne spune bună dimineața la toată lumea, bună dimineața și vouă. Ne întreabă Mihai dacă se câștigă bine la pariurile pe fotbal feminin. Iar Octavia ne spune că pe 15 mai se deschide agențiile, încă o veste bună pentru pariuri. Alex, se câștigă bine la fotbalul feminin sau mai bine decât la cel masculin? Pot spune că sunt mai dezechilibrate meciurile la fotbal feminin. Practic, într-un meci de fotbal feminin, dacă alegi favorita corect și dacă alegi solistul corespunzător, poți să faci profit pe linie
cu toate pariurile tale, peste la goluri, peste la echipa favorită, victorie la handicap, victorie la 0, pentru că văd deseori scoruri astea de 4 la 0, 5 la 0, 6 la 0, e o nebunie. Dar, pe de altă parte, avem mai puține informații în astfel de competiții și atunci asta ne face cumva misiunea mai grea. Mi s-a întâmplat de multe ori să pariez doar după cote la fotbal feminin și nu pot să zic că am avut o rată de succes atât de ridicată. Prefer să rămân la fotbalul nostru cel de toate zilele, la cursele de cai și la darts. Da, uite, pentru că ai vorbit de cursele de cai, să facem și un bilanț al weekendului în privința ponturilor pe care ni le-ai oferit. Am văzut că a fost destul de prolific acest weekend. La cursele de cai din nou prinzi o cotă mare, dar nu ai garanția că ți vor intra toate. În schimb, la fel ca acum două săptămâni, eu nu l-am profitat din nou de Bate Borisov și cu ajutorul lor m-am mizat o victorie cu goluri la Smolevici, cu o miză mai mare. Cu ajutorul lor am reușit să-mi desfășor am toată activitatea pe weekendul acesta. A fost un weekend totuși ca un roller coaster, Bogdan. Am început sâmbătă cu mari speranțe în Belarus și am avut acolo un meci fără goluri la Slavia cu Torpedo, după care un meci cu foarte multe goluri la Neman cu Ruc, unde eu mă gândisem la goluri puține, însă ziua următoare a mers ceva mai bine. Aș vrea să punctez totuși un lucru, cred că mulți dintre cei care ne-au urmărit joi seara au avut de câștigat în Belarus, dacă au evitat victoria lui Slutsk, liderul dinaintea etapei, care avea o cotă de 2,20 să o bată pe Energetica acasă. Foarte ciudată acea cotă și noi am semnalat asta în timpul emisiunii, iată că Slutsk a pierdut cu 1-2. Rezultat foarte greu de explicat, dar care, prin prisma cotelor, nu ar trebui să vină ca o mare surpriză și sper că prietenii noștri care ne urmăresc au evitat acest pariu pe Slutsk. Și aș mai spune că, în vederea partidelor din weekend din Germania, să fim foarte atenți la cotele mari, la surprize, pentru că se va juca fără spectatori. Este foarte important acest aspect. Se va juca fără spectatori și atunci avantajul terenului propriu se cam pierde în cazul majorității echipelor. Sigur, da. Bayern acasă, Dortmund acasă rămân foarte greu de bătut, dar într-un meci echilibrat în care ai crede că avantajul terenului propriu e decisiv, s-ar putea să avem surprize. Deci mizăm și pe surprize în weekend. Și mai este un lucru foarte important pe care trebuie să luăm în calcul, mai ales în cazul campionelor care se reiau practic după ce au fost întrerupte mai bine de 2 luni. Practic este un alt sezon, cel puțin din punct de vedere al formei sportive, pentru că nu știm cum fiecare echipă vine după această pauză îndelungată. E o pauză mai mare decât o pauză firească între 2 sezoane, practic. Nu știm cum vor fi jucătorii, că demontați vor fi. Unii poate au avut probleme doar din fizic sau chiar și mental, pentru că o perioadă atât de lungă de inactivitate pentru un sportiv este destul de neplăcută. Pot fi tot felul de elemente care să schimbe fundamental situația în clasament față de cum era în urmă cu 2 luni, adică să se schimbe forma unei echipe într-un mod foarte foarte mult. Foarte mult să se schimbe această formă. Tocmai de aceea le și recomand pariorilor din întreaga țară să lase un pic în spate poate statisticile formei de moment, cum spui și tu, și să țină cont de acest amănunt foarte important. Se joacă fără spectatori, nu mai există avantaj al terenului propriu. Într-un meci echilibrat în care, să zicem, mai o gazdă cu o cotă de 2,20 și oaspeții cu cotă 4, fii sigur că acea cotă de 4 are o șansă bună de reușită. Sigur, e vorba și de un pic de noroc, dar e mai bine să pierzi un pariu pe cotă 4 decât să te scoată un favorit de cotă 1,50. Băieții care ne urmăresc știu foarte bine care e sentimentul să te trădeze o favorită clară. Uite, pentru că ai spus de această variantă, uite, ne-a ieșit în weekend o super cotă senzațională, cotă 4,80 în Coreea de Sud. Meciul John Book-Suon, X pauză, 1 final, a fost 0-0 la pauză, 1-0 la final, cotă de 4,80 prinsă de colegii noștri de la redacția pariu12.ro. O altă supercotă a ieșit la meciul din Turkmenistan, Copetdag cu Merv, cotă 2,20, ambele marchează, spuneam, a fost 3-1, două bilete ale...
Te rog, Alex. A mers foarte bine în Coreea de Sud, Bogdan. Și Ulsan a bătut fără probleme acasă la cota 1.60. A bătut 4-0 pe Sangju. Ne-a prit începerea de sezon din Coreea. În schimb, a fost, din punctul meu de vedere, o mare surpriză Nicaragua, pentru că și Liga de Tineret și în Liga de Seniori, în Liga Primera, câștig de cauză a avut Real Esteli, campioană după victorie, cu același scor în fața celor de la Managua, marea favorită. Iată, Esteli se impune și cumva schimbă, cumva alternanța, practic se schimbă acolo puterea în fotbalul din Nicaragua. S-a terminat sezonul, oricum la timp aș putea spune, Nicaragua ne-a ținut de cald pe timpul acestui... Nu vom uita acest sezon din Nicaragua prea curând, Bogdan. Cu siguranță. Bun, am văzut cum au stat lucrurile în weekend. Acum să ne îndreptăm atenția spre săptămâna care a început deja. Uite, ne scrie și Fane să înceapă treaba, să facem și noi treabă la pariuri. Ne spune, am mers cu Belarus cu schema Fibonacci, merge cu X-ul, ne spune aici prietenul emisiunii noastre. Și haideți să vorbim pentru început de meciul zilei Unibet. Ne-am propus ca în această săptămână să prezentăm în fiecare zi câte unul dintre jocurile din prima etapă din Bundesliga după această stare de urgență cauzată de pandemia de coronavirus. Avem meciul zilei Unibet, confruntarea dintre Fortuna Düsseldorf și Paderborn. Așadar, Fortuna Düsseldorf-Paderborn, meci care se joacă sâmbătă la 4:30 după amiaza. O să vedem și cotele pentru victoria celor două echipe. 2-0 pentru Fortuna Düsseldorf, 3-30 pentru Paderborn, iar la egalitate cotă 3-70. Însă spunea și Alex că acum, într-o asemenea situație, putem forța și varianta 1x2 la o cotă foarte bună, ținând cont că Paderborn are 3.30 cotă la victorie. Sunt și alte cote interesante, peste 10,5 cornere, cotă 1.70, remiză la pauză, cotă 2.28 și gazdele înscriu peste 1,5 goluri, cotă 1.97. Paderborn, să spunem, a câștigat meciul tur cu 2-0, Fortuna Düsseldorf în ultimele 3 meciuri disputate obținuse 3 remize. Paderborn nu a mai câștigat în Bundesliga de 6 partide. Totodată Fortuna Düsseldorf are cea mai slabă ofensivă din Bundesliga, doar 27 de goluri înscrise, însă spuneam, toate aceste statistici ar putea să fie infirmate și sunt șanse mari ca în multe dintre meciurile, cel puțin din prima etapă din Bundesliga din acest weekend, să se răstoarne un pic calculele hârtie, așa cum se spune. Deci există și posibilitatea ca Paderborn să plece cu un rezultat pozitiv de la Fortuna Düsseldorf, chiar dacă pontul colegilor noștri la meciul zilei Unibet este 1x și peste 1,5 goluri la o cotă de 1,65. Un alt aspect important, spunea și Alex, este faptul că se joacă fără spectatori la toate partidele, deci și acesta ar putea influența poate și spectacolul fotbalistic dincolo de toate, pentru că și tribunele în Bundesliga, publicul, spectatorii dau un alt ritm și jocului până la urmă. Deci e interesant de urmărit. Am văzut pontul redacției pentru meciul zilei Unibet, 1x și peste 1,5 goluri, cotă 1,65, dar Alex, orice este posibil până la urmă. Uite, ne scrie și Marius pe pagina noastră de Facebook, 1x iese, e încrezător. Bogdan, aș tinde să merg pe mâna colegilor de la pariuri 1x2, pentru că într-adevăr, Düsseldorf are totuși un lot mai bun decât Paderborn. Nu trebuie să uităm că Paderborn a câștigat meciul din tur, ceea ce înseamnă foarte mult. Deci e clar că se pot lupta de la egal la egal. Dar eu am văzut o altă cotă care mi-a atras atenția de partea lui Düsseldorf. Düsseldorf câștigă fără gol primit. 1-0, 1-2-0, cotă 4. Foarte, foarte bună. Pentru că Paderborn pare să fie cu o treaptă sub Düsseldorf. Este o nouă promovată comparativ cu Fortuna, care a terminat pe locul 10 sezonul trecut. Deci a terminat foarte decent în Germania. Paderborn e nouă promovată, primește goluri foarte ușor. A pierdut ultimele 4 meciuri de campionat și a fost GG în 3 dintre ele. Și ambele marchează. Pe Paderborn o urmăresc de vreo 2-3 sezoane constant, pentru că e o echipă foarte profitabilă la pariurile pe cornere. Și acum am să
spun și eu o statistică foarte interesantă. În meciurile lui Paderborn se acordă în medie 12,3 cornere pe meci. Este cea mai mare medie dintre toate echipele din Bundesliga, deci mereu când o vezi pe Paderborn, poți paria pe cornere. Ei au un stil de joc bazat așa pe acoperirea foarte largă a terenului. E o echipă care centrează foarte mult, care dezvoltă jocul pe flancuri, având acest stil de a juca de-a latul cumva. Și tocmai de aceea și Paderborn chiar beneficiază de multe cornere. Pe de altă parte însă, Fortuna are jucători care pot face diferența. Mă gândesc la Fink, Berisha, un internațional kosovar foarte valoros. Caraman, content, a fost jucător la Bayern și golgheterul Hennings de la Düsseldorf are 11 goluri în acest sezon. De partea gazelor ar mai fi și faptul că managerul lor este un tip foarte apreciat în Germania. Uwe Rösler, fost jucător la Manchester City în Anglia, un tip cu CV foarte bun și care are acest talent de a-și impulsiona băieții în astfel de meciuri foarte importante. Este un duel echilibrat la retrogradare. Din punct de vedere al lotului, deși se întâlnesc locurile 16 și 18, eu i-aș acorda prima șansă Fortunei Düsseldorf, dar ca să obțină o cotă mai mare, aș paria pe ei că vor câștiga fără gol primit și mai am două pariuri la acest meci. Peste 9,5 cornere în meci, o cotă de 1,50. Îi văd pe cei de la Düsseldorf să obțină 6-7 cornere singuri, inclusiv cei de la Paderborn să obțină peste 5 cornere și pe cei de la Düsseldorf de asemenea peste 5 cornere. Asta am vrut să zic. Pentru că sunt două echipe la fel, care atacă în lateral, centrează mult și de aici pot ieși foarte multe lovituri de colț. Deci peste 9,5 cornere, 1,50 și aș mai paria sub 4,5 cartonașe în meci, la cotă 1,60. Pentru că această cotă e mare deoarece ambele sunt echipe agresive, care faultează mult, sunt locurile 4 și 5 în ceea ce privește cartonașele acordate în Bundesliga, foarte agresive. Însă e revenire după o perioadă lungă, se vor tatona cele două echipe, o perioadă, nu mă aștept să văd un duel dus peste limita regulamentului și cred că sunt destul de în siguranță cu acest pariu pe sub 4,5 cartonașe galbene. Da, pe de altă parte, nu ar fi exclus ca în toate aceste meciuri din Germania, mai ales să vedem cum jucătorii, cum se spune, rup lanțul, odată scăpați pe teren, după atâta pauză, să joace cu o poftă deosebită. Dar rămâne de văzut oricum, este un mesaj de la Gabriel care cumva vine în sprijinul acestei idei pe care am lansat-o acum. Ne spune Düsseldorf, Paderborn, ambele marchează tot ce este posibil să vedem goluri în ambele porți și de aceea și această variantă de peste 1,5 goluri este foarte bună în pontul dat de colegii noștri de la pariu12.ro. Bun, tot legat de Bundesliga, să vorbim și de cotele pentru câștigarea titlului, pentru că am văzut, Alex, o cotă foarte mică pentru Bayern în acest moment, cotă 1,22, deși diferența față de Dortmund este de 4 puncte, doar și față de Leipzig 5 puncte, dar mai sunt destule etape de jucat. Borussia are 6,50 cotă pentru câștigarea titlului, Leipzig cotă 9. Cei drept, Bayern este echipa care cam știe cum să gestioneze un asemenea avantaj de 4-5 puncte în fața adversarilor, dar totuși mai sunt meciuri grele pentru bavarezi. Alte cote, Gladbach are 101, Leverkusen 151 și Schalke cotă 1001. Interesant. Da, mă îndoiesc altcineva în afară de Dortmund sau Leipzig mai poate lupta pentru locul întâi. Cumva aceste cote sunt firești. Bayern are un lot foarte bun, are și un program ceva mai ușor decât Dortmund, pentru că, atenție, Dortmund joacă în weekend cu Schalke, mare derby în Germania. Sigur, e pe teren propriu, dar te poți împiedica de Schalke, echipa de pe locul 6, după care Borussia merge la Wolfsburg, un alt meci dificil în deplasare și, iată, Bayern s-ar putea distanța la 6-7 puncte imediat, în momentul în care e greu să-i mai prinzi din urmă pe bavarezi. Mi se par justificate aceste cote, însă dacă aș încerca o nebunie, aș merge pe Leipzig, măcar e o cotă mult mai mare și am la ce să sper până la final, pentru că între Dortmund și Leipzig nu e așa mare diferență, chiar dacă Dortmund îi are pe Sancho și pe Haaland.
Da, uite, e un mesaj interesant de la Marius pe pagina noastră de Facebook, un punct pe zi, ne scrie că sunt meciuri interesante și în zweite Bundesliga și ne dă aici câteva ponturi. Heidenheim X2 la Bochum, ne spune că Heidenheim speră la un loc 3, iar Mihai ne spune că din cauza lui Schalke Dortmund a pierdut titlul în sezonul trecut și din cauza lui Schalke, nu doar din cauza lor, dar oricum acel eșec a cântărit destul de serios în ratarea titlului. Iar Iancu întreabă dacă se redeschid cu adevărat casele de pariuri pe 15, da. Mai ales dacă ai o informație oficială, chiar te rog să confirmi. N-aș putea să dau o informație oficială, însă știu și eu că acesta este planul, ca imediat după relaxarea acestor reguli de izolare, într-adevăr, să putem să mergem la casele de pariuri și să ne plasăm biletele ca înainte. Bun, am vorbit de cotele la titlu și acum hai să vedem și cotele în privința echipelor retrogradate, candidate la retrogradare. Paderborn, iată, cotă 1.08, e ultima clasată. Și iată, este aproape condamnată din punct de vedere al bookmakerilor la o cotă de 1.08. Spune, da, că am tot un Werder. E un meci disperat pentru ei acum cu Fortuna. Dacă nu bat nici la Düsseldorf, e clar că sunt condamnați. Pe de altă parte, iată, Fortuna e acolo la sublinie. Se bate cu Mainz, cu Augsburg, poate și cu Hertha. Asta ar fi o surpriză să o vezi pe Hertha implicată în lupta de la retrogradare. Da, uite, Werder Bremen e și ea într-o situație mai mult decât delicată. Mainz cotă 7, Augsburg cotă 12 și Hertha cotă 18, dar Werder și Paderborn au de recuperat mai bine de 3 puncte, practic acea marjă care se poate acoperi printr-o victorie, dar Werder are 4 puncte de recuperat, Paderborn 6. Da, dar Werder are și un meci mai puțin jucat, dacă nu mă înșel. Da, are un meci mai puțin jucat și are eu nu-i văd să pice. O echipă cu atât de mare tradiție, au un antrenor care a dat satisfacție în ultimii ani, Florian Kohfeldt, și au un lot bun, au un atacant Rașița foarte bun, din nou tot un... E veteranul Pizarro, adică nu, Werder e o echipă cu ștaif dincolo de toate, o echipă frumoasă, dar... A avut și ghinion în foarte multe meciuri în acest sezon. Chiar acum câteva zile mi-am amintit și am repostat și pe blogul meu personal povestea unuia dintre marile meciuri de la începuturile Champions League, acel 5-3 cu Anderlecht, după ce Werder a fost condusă cu 3-0. Să nu uităm, Werder a câștigat o Cupa Cupelor într-o finală cu Monaco. Era o echipă constantă în fruntea Bundesliga, acum e... Au intrat într-o vrie de asta de în ultimul deceniu, într-adevăr, exact. Nu prea s-a mai bătut sus, dar nu-i văd să cadă și cred că Mainz și Augsburg au echipe mai slabe și joacă în general mai modest decât o face Werder. Eu n-aș paria pe acea cotă de 1.45 în niciun caz. Bun. Să spunem că Werder are și cea mai slabă defensivă din campionat, 55 de goluri primite, dar spuneam, e o altă parte, un alt sezon, un alt campionat, practic, ceea ce se va juca de aici până la finalul stagiunii în Germania. Spuneam care sunt și motivele. Bun, hai să vorbim, Alex, puțin și de cursele de cai, facem o mică pauză așa legată de fotbal. Și te rog să ne spui ce ponturi ai pentru ziua de mâine din lumea hipică. Păi iată, mâine am avut surpriza plăcută de a regăsi o ofertă pe Moa Shu, un cal pe care l-am mai recomandat și săptămâna trecută, care a câștigat la o cotă de 12. Dacă mai țin minte, am vorbit despre un cal care avea cota 25 când s-a afișat oferta prima dată, iată, Moașu în cursa a 5-a de la Sale. Deci a avut cotă 25, la ora emisiunii când vorbeam noi ajunsese cota la 9 și tocmai pentru că a ajuns cota la 9 am recomandat o clasare pe podium, pentru că era clar că vin bani mulți pe acest pariu și exista un motiv pentru asta. Ei bine, la ora, la startul cursei dimineața, cota de 9 la victorie se făcuse 12 și Moașu a câștigat în cele din urmă. E un cal neozeelandez, mâine va avea numărul 3. Iar jocheul său va purta un echipament alb cu verde pentru cei care vor urmări cursa live. Are câțiva rivali dificile acolo, Explicitly, Good Therapy, Blue Tycoon, deci sunt cai care au strâns premii mari de-a lungul carierei. Dar acest Moașu este un cal de 3 ani, tânăr, cum ar veni în plin.
plină ascensiune și cred că după ce a obținut 3 victorii în ultimele sale 4 curse, o clasare pe podium este foarte accesibilă aici, este într-o formă foarte bună. Dar sigur, înainte de cursa aceasta, evident, vom începe întâlnirea de la Sale cu o cotă de 2, favoritul Longclaw, care va purta numărul 7, călărit de Adam Lynch. Acesta va avea un echipament roșu cu gri. Pe Longclaw am mai pariat în trecut, vine după un loc 5, din păcate. Nu este într-o formă grozavă, n-a mai câștigat de 5 curse, dar singurul său adversar cu adevărat periculos mâine dimineață va fi Mazaz. Mazaz are cotă 4.80 și poate fi încercat la pariul clasare pe podium, într-o cotă destul de bună. Eu mizez pe Longclaw pentru că este o cursă lungă de 3200 de metri în care anduranța va face diferența și Longclaw se descurcă foarte bine pe aceste distanțe mari. Da, uite, e și un alt mesaj de la Marius, de la Nicolas, îmi cer scuze, ne salută din Hamburg și ne dă capon la Dortmund Schalke, scor 3-3. Ne spune Marius ce se mai aude de Dresda, că erau doi jucători infectați și li s-a amânat următoarele două etape, într-adevăr, dar celelalte meciuri din Bundesliga și Zweite Bundesliga se desfășoară în mod firesc. Alex, spuneam și la începutul emisiunii, am tot vorbit de faptul că am așteptat cumva această săptămână cam cum așteaptă deșertul ploaia și uite, o să vedem și câteva imagini de la primul antrenament al celor de la Real Madrid. Sunt imagini... Vom vedea fotbal și în Spania, în prima divizion, deci iată că ce a fost mai greu pare că a trecut. Da, așa să fie. Uite, pe de altă parte, ce a fost frumos în weekend, putem spera că va continua și astăzi la biletul zilei Sporting Bet. Haideți să vedem despre ce este vorba. Am avut două bilete câștigătoare din trei în weekend, așa că privim cu încredere pentru ziua de mâine. Avem trei evenimente din darts alese de colegii noștri din oferta Sporting Bet. Meciul Evans-Hargvale, cotă 1.26 pentru unul solist. Fitton cu Hargvale, 2 cu handicap, plus 2.5 leguri, cotă 1.19 și Hargvale cu Nicholson, 1 cu handicap, plus 2.5 leguri, cotă 1.35. Împreună, cele 3 ponturi dau o cotă totală 2.02 la Sporting Bet, așadar puteți încerca aceste variante de pariere, tocmai că avem și acest background pozitiv din weekend. Vă reamintesc, două super cote prinse, una 2.20, una 4.80 și două bilete din trei ale weekendului prinse câștigătoare de colegii noștri din redacția pariu12.ro. Și pentru că tot am pomenit de această cotă 2, haideți să vedem și care este super cota zilei de mâine. Da, avem așadar o cotă de 2 din jocurile virtuale. Avem Dota 2 Professional League, meciul dintre Invictus Gaming și Newbie, meci care se dispută mâine la ora 14. Scor corect este pontul redacției pariu12.ro, cotă 2 și sperăm să avem din nou câștig de cauză. Colegii noștri foarte inspirați atunci când vine vorba de ponturi privința jocurilor virtuale și nu numai. Alex, o să vedem și alte ponturi ale zilei date de colegii noștri din dart și din sporturi, din jocuri virtuale, dar dacă ai și tu alte completări, te rog să ne ajuți. Da, la dart eu mă voi orienta în continuare pe turneul PDC Home Tour, care mâine seara ajunge la grupa 26 din 32 și mâine voi paria pe meciul Martin Atkins Conan Whitehead, semn 2, victorie Whitehead la cotă 1.75. Whitehead are cotă 2.80 să câștige grupa de 4 jucători din care se află. Atkins este cel mai slab clasat în grupă, conform bookmakerilor, cotă 7.50. Diferență de valoare și de formă, pentru că Conan a jucat bine în acest an 2020. Deci voi miza pe victoria lui la cotă 1.75 și totodată voi miza și pe succesul lui Conan Whitehead în fața lui Steve Brown, cotă 1.62. Meciul Whitehead-Brown începe la ora 9.30 seara, 21.30, în timp ce meciul Atkins-Whitehead începe puțin după miezul nopții, deci în timpul emisiunii noastre. Și m-am mai orientat și pe un pariu în Liga de Tineret din Turkmenistan, unde cea mai bună echipă din divizie este Altina Sır,
cu 7 victorii în 7 meciuri, a marcat 25 de goluri în 7 meciuri și mâine are cotă 1.40 la pariul peste 2.5 goluri în fața lui Merv. Putem juca acolo peste 2.5 goluri sau peste 3.5 goluri, acesta din urmă la o cotă de 1.90, deci cote bune pe goluri. Mulțumesc mult, Alex, pentru prezența în emisiune. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi. Ne reîntâlnim mâine seara aici la miezul nopții. Eu sunt Bogdan Socol. O seară excelentă. Baftă la pariuri. Pe curând.